Polițiștii rutieri au organizat o acțiune pe raza municipiului Petroșani în scopul prevenirii producerii unor evenimente rutiere comise pe fondul traversării neregulamentare a străzii de către pietoni. În cadrul acțiunii, polițiștii au aplicat 29 de sancțiuni contravenționale, dintre care mai bine de jumătate, adică 17, au fost aplicate unor pietoni care au traversat în neregulamentar strada. 10 sancțiuni au vizat opriri neregulamentare și 2 au fost aplicate pentru folosirea telefonului mobil la volan, valoarea totală a amenzilor depășind 8.300 de lei, la care se adaugă și suspendarea unui permis de conducere. Polițiștii biroului rutier Petroșani au intensificat în ultima perioadă activitățile de control în trafic. Sunt activități preponderent cu caracter preventiv, vizând reducerea riscului rutier generat de principalele cauze ce produc evenimente rutiere pe raza municipiului Petroșani. Și aici vorbim în special de traversarea neregulamentară a străzii de către pietoni sau de neacordarea priorității de trecere pietonilor. Așadar, polițiștii și-au concentrat eforturile în acest domeniu, au aplicat într-adevăr și sancțiuni contravenționale, însă scopul acestor activități este acela de a conștientiza pe cetățeni cu privire la regulile de circulație pe care trebuie să le respecte atât ca și conducători auto, cât și ca pietoni. Polițiștii au venit și cu sfaturi preventive pentru participanții la trafic, indiferent dacă este vorba despre pietoni sau de șoferi. În privința pietonilor, le recomandăm acestora să circule doar pe trotuar, să traverseze strada doar pe trecerea de pietoni sau pe culoarea verde a semaforului electric, iar în privința conducătorilor auto, de asemenea, le recomandăm să reducă preventiv viteza de deplasare în zona trecerilor pentru pietoni și în zonele mai aglomerate, în zonele unităților de învățământ sau ale centrelor comerciale, astfel încât să poată acorda la timp prioritate de trecere atunci când pe partea carosabilă își manifeste intenția de a traversa pietonii aflați în trafic. De la începutul acestui an, pe raza municipiului Petroșani au avut loc 3 accidente rutiere în care au fost răniți pietoni în timp ce traversau neregulamentar drumul public. Acțiuni preventive similare au loc zilnic și în alte localități din județ.